Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii online, Tradiția Via Spiritualității Creștine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, unde veți găsi foarte multe titluri din această frumoasă colecție, colecția Spiritualitate Creștină. Astăzi, alături de noi, este părintele Victor Lucian Georgescu, teolog specialist în studii biblice, și vom vorbi despre o carte foarte dragă nouă și nu numai nouă. Este vorba despre Muntele Tăcerii, cartea sociologului cipriot. Sociologului american de origine cipriotă, Kyriakos Markides, dialogurile cu părintele Maximos, deci Muntele Tăcerii în căutarea spiritualității creștin-ortodoxe. Aș începe discuția noastră din cadrul acestei frumoase campanii despre această carte. O carte, aș spune eu, eveniment. O carte ca eveniment cultural, ca eveniment spiritual, o carte foarte mult așteptată. Probabil că vor fi și alte editări, următoarele două volume, pentru că vorbim despre o trilogie atonită a sociologului Kyriakos Markides. O carte importantă care ar trebui să-și găsească locul în biblioteca fiecărui cititor care se respectă și în special a celor pasionați de literatura patristică și nu numai, dar și de literatura creștin-ortodoxă. De ce este importantă o astfel de carte și mai ales o carte care este în egală măsură, am putea spune, și ușor de citit, dar o carte care îndeamnă la reflexie, o carte care o citim cu creionul în mână, facem niște adnotări, niște însemnări pe marginea ei. Nu, bineînțeles că nu este o carte pe care o citim ca un simplu roman istoric sau roman de aventuri. Deci, iată o carte importantă la care probabil că revenim chiar în anumite momente sau chiar în anumite etape ale vieții noastre. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cartea lui Kyriakos Markides, despre care vorbim într-adevăr, eu consider că este de referință și merită citită de către toți cei interesați de spiritualitatea creștină orientală, să spunem așa cum o numim noi, ortodoxă, pentru că conține în capitolele sale un periplu interesant, deopotrivă prin un periplu, dacă vreți, în cort. Această carte este, o consider a fi de referință și merită citită de către toți cei care sunt interesați să descopere coordonatele spiritualității creștine orientale, ortodoxă, ca una ce cuprinde în capitolele sale un periplu deopotrivă în spațiu, în tărâmul cipriot, dar și un dublat, dacă vreți, de un periplu spiritual. E o întrețesere, dacă vreți, a două aventuri, una alături de Părintele Maximos, călăuza spirituală a autorului, dar și a unei călătorii spirituale prin diferite, dacă vreți, vame ale spiritualității ortodoxe și temele, așa cum putem găsi în cuprins, sunt variate. Este o carte care dezbate, dar în ultimă instanță, așa cum și numele indică, ne conduce către tăcere, către tăcerea interiorului în care trebuie să ne regăsim pe noi înșine, să ne cunoaștem pe noi înșine și odată cu cunoașterea de sine să participăm și la cunoașterea Dumnezeirii. De aceea, Kyriakos, în mod strălucit, aș putea spune că îmbină în această carte atât pasaje istorice, cât și anumite zone de conținut teologic și spiritual mai încărcat, lucru care face ca această carte să fie lecturată
ușor, dar în același timp să servească cititorului anumite pastile foarte puternice, dar discrete în direcția cunoașterii, așa cum spuneam mai devreme, a spiritualității ortodoxe, spiritualității creștinismului ortodox. Așa cum s-a profilat ea de-a lungul celor 2 milenii și s-a concentrat în spațiul de asceză prin excelență al muntelui Athos, la care de altfel și face referire și din care și în care s-a format, nu am spune, călăuza în această dublă aventură a lui Kyriakos, acel părinte denumit în carte cu pseudonimul Maximus. Ieronda, cel înțelept. Deci prin cuvântare spre tăcere, prin rugăciune în ultimă instanță neîncetată spre curățirea de sine și prin curățirea de sine spre cunoașterea de sine și cunoașterea lui Dumnezeu. În carte apare sintagma paza gândurilor. Ce înseamnă, de fapt, paza gândurilor? Potrivit spiritualității ortodoxe, cel ce dorește să învețe meșteșugul mântuirii, salvării din viața mundană în care am fost aruncați prin păcat, e bine, acela trebuie să-i pătrundă în lăuntrul său, să lăuntru desemnat în ultimă instanță de inimă care poate fi asemănată cu o cetate a cărei porți trebuie păzite de gândurile care pot veni ca niște musafiri poftiți sau nepoftiți în această cetate. Deci și paza gândurilor este importantă pentru că așa cum anumiți musafiri nepoftiți pot pătrunde și pot pătrunde în cetatea noastră, în casa noastră și o pot întina, pot face ca însoțirea cu ei să fie pentru noi degradantă. E bine, așa și în cazul gândurilor, însoțindu-ne cu multe dintre acestea, într-o manieră, dacă vreți, lipsită de discernământ, însoțirea aceasta poate să nu ne înalțe, ci să ne coboare, să nu fie una transfiguratoare, ci desfiguratoare. De aceea e și insistența aparte în spiritualitatea, de exemplu, filocalică, care este reflectată destul de bine în cartea lui Kyriakos, insistență pe paza gândurilor, dar nu oricum paza gândurilor, ci având scutul rugăciunii. Cel ce vrea să pună început bun acestei lupte, care poate este singura luptă care merită o luptă, care merită purtată până la sfârșitul parcursului limitat pământesc, deși el care dorește să participe la o asemenea luptă, trebuie să se întrarmeze cu rugăciunea, cu credința, cu nădejdea în Dumnezeu, cu rugăciunea în forma aceea neîncetată, ca scut pururea ridicat, dacă vreți, împotriva eventualelor gânduri care, prin natura lor viciată, ne pot despărți de bine și, în ultimă instanță, de Dumnezeu. Aș vrea să întreb legat de rugăciunea inimii. De ce este ea poate mai importantă decât alte rugăciuni? Poate și prin faptul că este foarte scurtă, are și ea două forme, da, una mai lungă, alta mai scurtă, dar cred că are, așa cum spuneați, are legătură cu paza gândurilor. În momentul în care în permanență mintea este golită de orice gând, și avem în minte rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, robul tău, este ca un soi de hrană pentru suflet. Și acest exercițiu, până la urmă, e o formă de antrenare a minții, această rugăciune, acest exercițiu îl putem face în orice moment al zilei, să spunem, indiferent de activitățile pe care nu trebuie să avem un anumit context, nu trebuie neapărat să mergem la biserică, nu? E ușor să spunem tot timpul în mod repetat această rugăciune.
Sigur, rugăciunea aceasta concentrată și rostită în mod repetat, la început cu buzele, pe măsură ce persoana care o practică se obișnuiește cu ea, devine tot mai interioară, aduce numeroase beneficii. Printre beneficiile aduse, câteva le-ai nominalizat și tu, este practic ușor de rostit, nu implică străbaterea multor idei înlănțuite, nu cum sunt alte rugăciuni din cărțile de rugăciuni, nu din pravilele de rugăciuni, și acest lucru o face accesibilă. Nu? Este la îndemâna oricui, poate fi săvârșită ori de câte ori nu avem preocupări intelectuale profunde. Poate fi săvârșită și la serviciu, în ultimă instanță, și acasă, și pe stradă, și în autobuz, și în tren, și în autovehiculul personal, și în parc, recreându-ne. Și cumva creștinul, practicând această rugăciune și încercând să coboare mintea sa care săvârșește această rugăciune în inimă, se aseamănă unui... De fapt, îi se descoperă vocația de sacerdotală, de preot, care, mintea fiind preotul, săvârșește slujbă înaintea lui Dumnezeu în templul interior, care este inima, de altfel numit în Sfintele Scripturii de către Sfântul Apostol Pavel, templul al Duhului Sfânt. Iar rugăciunea aceasta săvârșită acolo, în lăuntru, aduce mireasma curăției. Și odată cu această curățire, bineînțeles că omul este înălțat spre vederi și înțelegerea lucrurilor, profunzimii lucrurilor, într-o manieră poate de neexplicat pentru cineva care nu este familiarizat cu această rugăciune. Rugăciunea, dincolo de rolul ei curățitor, poate să aibă și are în mod evident rolul acela de a alunga, poate să fie, cum spuneam mai devreme, o armă prin care mintea alungă din jurul ei gândurile nefolositoare. Spun marii asceții ai bisericii că, în ultimă instanță, chiar și gândurile folositoare în încercarea omului de a se uni cu Dumnezeu, chiar și gândurile bune trebuie înlăturate, ca unele ce constituie un paravan între om, mintea sa și sufletul său și Dumnezeu, pentru a ajunge la un contact direct. Deci, în ultimă instanță, chiar și această funcție o are. Dar poate că cea mai practică pentru noi funcție este aceea că, puțin câte puțin, în măsura în care este practicată această rugăciune și devine tot mai mult familiară omului, ea pe, deci puțin câte puțin curățește mintea și o face mai străvăzătoare, mai capabilă să înțeleagă lucrurile așa cum sunt ele, iar nu printr-o cunoaștere combinată în genul celui prin care noi asociem anumite patimi cu lucrurile care în sine sunt simple și care nu comportă o tendință sau alta, poate nepotrivită din punct de vedere moral. În carte se vorbește despre cele trei etape: catarsis, da, sau purificarea, fotisis sau iluminarea și teosis, îndumnezeirea. Ce sunt aceste trei etape? Despre aceste trei etape s-a tot vorbit în literatura creștină, răsăriteană, a spiritualității ortodoxe. Practic sunt trei etape ale urcușului duhovnicesc al omului, iar rugăciunea aceasta neîncetată este un sprijin în vederea parcurgerii acestui întreit urcuș, dacă vreți. Și prima etapă este, bineînțeles, etapa
preliminară și premiza celorlalte două etape. Etapa curățirii, curățirii de lucrurile care întinează vederea noastră, curățirea, dacă vreți, instrumentului vederii lui Dumnezeu, care este acoperit fie de praf, fie în fața căruia se află lucruri care obturează vederea. Iar odată, pe măsură ce acest instrument, sufletul omului, în ultimă instanță, este curățit tot mai mult, atunci perspectiva vederii, cunoașterii, iluminării se deschide tot mai mult, de aceea se pătrunde puțin câte puțin și în etapa cea de-a doua, etapa iluminării, în care omul, așa cum spuneam mai devreme, ajunge să înțeleagă lucruri care, pe care o minte obișnuită, strict limitată la cele din lumea aceasta, la cele care se văd strict cu ochiul liber, nu este incapabilă să le perceapă. Iar din etapa aceasta a doua, a iluminării, a participării la înțelesuri spirituale înalte, sau această a doua etapă deschide spre cea de-a treia, a desăvârșirii, și cum Sfântul Dionisie Areopagitul, un mare teolog al bisericii, spunea în tratatele sale teologice că aceste etape nu reprezintă sau nu trebuie să fie înțelese linear, și având un punct de început și mai ales un punct final, e bine, nu, acestea trebuie înțelese ca un continuu, ca o serie de trei, care un ciclu, dacă vreți, de trei etape care se și întrepătrund, se deschid unele spre celelalte și se revine iarăși la această serie întreită în mod ciclic, ca o tindere infinită spre unirea cu Dumnezeu. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre muntele tăcerii în căutarea spiritualității creștin-ortodoxe de Kyriakos Markides, sociolog cipriot, sociolog de origine cipriotă, sociolog american, cu părintele Victor Lucian Georgescu, teolog specializat în studii biblice și lector la Fundația Calea Victoriei. Îi mulțumim foarte mult că a fost alături de noi. Așadar, nu uitați de campania Tradiția Vie a Spiritualității Creștine. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. Doamne ajută! La revedere!